spunem părinților, bine au venit, da? Spuneți, bine ați venit! Bine ați venit! Îngeri, seara de concert, clopoței de sticlă și colinde, moșuene aproape că mă prinde, Moș Crăciun, grăbește-te, te aștept. Stau la mine în odaie și mă gândesc ce fel de jucării voi primi în noaptea asta. De voi o colină pasta somnului și nu voi adormi. Voi primi în noaptea asta. De voi o colină pasta somnului și nu voi adormi. Oh!
comunque tu se mi vada i occhi pece se ci vada la crescere un occhio mostra se se c'è va bene a collanine mosca cinte tani ce lo cacci bui și-au pus toți șații pe tot. Peste mase, peste țări, ajunge și seara
Petru, am fost copil cu minte. Moșul știe cel mai bine de tot cu minte. L-am fost așa, doar el decide ce ta drumul de cu minte. Bravo! Bravo! Ce poezie frumoasă! Ați vrut să spui la moșul? Da? Să fii mai atenți, să fii mai cuminți și să-i ascultăm mereu pe părinți. Vine Moș Crăciun, floraș, e la rucaier, ca un catalog în care total, absolut tot. Vine Moș Crăciun, floraș, el știe tot ce spunem, el știe când mințim, când lucruri bune am făcut sau atunci când mai greșim. Să fim mai atenți, să fim mai cuminți și să-i ascultăm mereu pe părinți. Vine Moș Crăciun, noraș, vine Moș Crăciun, noraș. Bravo, felicitări, mi-a plăcut foarte frumos. Știți să și cântați și să recitați. Ia să vedem, unde o prințesă, ia să vedem. Socoviță veseliță, hai de minte în grădiniță, să vedeți copii frumoși, haini veseli și văloși, cu gândul la Moș Crăciun, care mereu pe drum, când din anul mai bun, și copiii voinicei, n-au răbdare, dragii mei, vor să vadă imediat moșul cel de s-a luat. Dar atunci Moș Crăciun le de ce a adus mai mult, pregătindu-se de drum, că la toate ceați copii, chiar dacă a făcut năzbătit. Mamă, dragă Moș Crăciun, de ce e așa de bun? De ce aduceți zucării și bomboane la copii? Știu că mă iubește mult și tăticul când le spun. Și tu, mămicuța mea, nu te-ai ies cu mine ea. Dar mămică Moș Crăciun, parcă tot este mai bun. El mereu? El mereu m-a răspățat și deloc m-a acceptat. Îl iubesc pe Moș Crăciun că mi-aduce ce-mi doresc. Însă tu mai mult iubesc pe tăticul, pe mămica, pe bunul și pe bunica, fiindcă ei mă îngrijesc ca să cresc, ca să cresc și să învăț. Bravo! Ce emoție ai avut! Emoționat, nu-i nimic. Orice lași în
iubească. Ați înțeles, dragi părinți, ce aveți de făcut? Da. Unii părinți au înțeles, urmează alții, pentru că unii dintre copii își doresc un frățior sau o surioară. Doamne ajută să vă dea Dumnezeu sănătate și să-i să izbândească dorințele. Ia să vedem. Ce mă formă ce i-a văzut și toți fac treabă, într-un mai alte ei, sus la Moș Crăciunul cei. Mașinuțe și păpuși, cățeluși din piușuși, mii și mii de jucării, meșteiesc pentru copii. Moș Crăciun mereu prezent, urmărește tot atent, nu cumva să se greșească și un dat să ieșească. Eu când dansez și visez că sunt un ful de nea în rol de stele valsus și Moș Crăciun este în inima mea. Ghirlande polerite, globuri sclipesc, păguri jucării și bomboane artificii între genanțe lucesc și toate sunt vieți pe care îl trăiesc. Uite-l pe Moșu, este în fața mea și nu știu ce să spun. Văd totul parcă sunt drăgită, mă bucur și sunt și eu fericită. Acum un an să vii la noi și noi să te primim cu drag. Pe iarnă, fără și noaptea sfântă, când îngerii colind de cântă, tu ai în sălbata cea vrea pentru orice copil ceva. Eu vreau numai să-ți mulțumesc pentru darul de vreme, eu și frățiorul meu împreună. Te rugăm să ne dai tu ce vei vrea, ce crezi tu că merită, oricum noi ne bucurăm, sănătate îți urăm. Bravo! Foarte frumos! Noi azi vă dorim din suflet, noi azi vă dorim din suflet, am mulți plin de sănătate și un Crăciun fericit. Noi azi vă dorim din suflet, noi azi vă dorim din suflet, am mulți plin de sănătate și un Crăciun Moș Crăciun cu plete de albe, a soții de pline.
cântăm florile de alb, da? Iată licoritător, florile de alb, noaptea pe la cântător. Colindă, 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 și e din mereu, mereu, florile de alb, și mă duc pe Dumnezeu. Colindă, 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 Dumnezeu adevărat. Cel mai deștept copii pe care i-am văzut eu până acum. Ia să vedem. De acolo în oraș dormeau visul locuitorii, dar lângă tâlmopeii mari stăteau de poază treci păstorii și miez de noapte dulce în vânt, din cer cu stele a răsunat, se rumenise cel sfânt, păstorii s-au cutremurat. Din slăf, un înger coborât, fiți vese, îngerul le-a spus, plecați în staul, veți găsi pe craiul semnul de sus. Păstorii veseli în oraș, spre staul cu pașul sporniră și-un frunc atât de drăgălaș, acolo în paia e găsită. Nici frunzare nu mare, nici un pat, doar fun mirositor pe jos. În paia miresul este culcat, fiind cursul frunc Iisus Hristos. El, Fiul Domnului și Crai a stelelor de care în pline, de atunci cu drag la vădurea cu fiecare iarnă vine. Cerul și pământul ne răsună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Păstorii aleargă, este o înconjoară. Maica sfântă legăna.
Mirașul când dormea, fiul când dormea, Maica Sfântă îl încânta, Maica îl încânta. Linul lin și iară lin, bate vântul frunzalin, lin și iară lin. Bravo, dragii noștri! Thank you.
Thank you.
Ia, mai știi să chemați muzica? 3, 2, 1, să vină muzica! Eu nu sunt convinsă, Vreau să știu, vreau să vă întreb o întrebare. Cine crede aici că răspunde cel mai bine la o ghicitoare? Eu! Toți? Eu. Da. Atunci lucrăm în echipă, da? Da. O să vă explic o ghicitoare, da? Ia să vedem. Are căl, n-are picioare și fuge iute doar la vale. Cine știe? Sania! Sania, bravo! Bravo! Și știți cine era renul ăsta?
A zis, am văzut, moșule, că ai o inimă bună. Și ajutătorii lui Moș Crăciun. Știți cine sunt ei? Spiriduși! Spiriduși, așa este. Bravo, sunteți foarte inteligenți. Acum că știți legenda lui Moș Crăciun, suntem mai pregătiți, nu? Ia să vedem, mai puteți să mai chemați o dată muzica. 3, 2, 1, să vină muzica! Eu sunt tremului Moș Crăciun, eu sunt tremului Moș Crăciun, și sunt supărat acum, m-a lăsat să ne ia drum, și sunt supărat acum, m-a lăsat să ne ia drum. Picioarele mă tot, am nevoie de ajutor. Eu sunt trenului Moș Crăciun. El e trenului Moș Crăciun. Și sunt supărat acum, m-a lăsat să-mi ia drum. Și e supărat acum, l-a lăsat să-mi ia drum. Hai să-l ajutăm copii, s-a pâlpindu jucării, hățurile s-apucăm și Crăciun. Eu sunt trenului Moș Crăciun. Și e bucuros acum, a pornit din nou la drum. Și sunt bucuros acum, am pornit din nou la drum. Acelerăm, vreau la stânga, cu
Bravo, 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 bravo! Sunteți niște copii minunați! Minunați! Acum? Să vedem ce mai zici. Atâta programul au rezistat extraordinar și sunt o capacitate deosebită. Super, vă felicit, doamna educatoare. Dar vă mulțumesc. Pentru acești copilași. Dar un copil o să mai facem dansul. Să văd dacă știți cu asta. Păi ar trebui să știți. Arandandam. Sunteți... Arandandam. Nu e arandandam, dar e asemănător. E, se numește U-I-U-A-A. Știți? Da? O să vă arăt mișcările dinainte, că e mai complicat. Dar voi sunteți foarte talentați. Am văzut dansați și vals. Și tango și vai de mine, nici măcar eu nu știu să le dansez pe alea, nu? Bun, deci avem așa. Bătem de două ori în genunchi. Da. De două ori în palme. Facem foarfecuța. Și arătăm în spate. Da? Și după aceea, când vine strofa, ne luăm doi câte doi și ne învârtim. Păi nu știam că... Mai departe, nu? Da? Haideți să facem cercul puțin mai mare, ca să aibă loc să-ți trimite, da? Bun, deci mai repetăm o dată? De două ori în genunchi, de două ori în palme, ori pe cuța și în spate, da? Și o să se facă din ce în ce mai repede. Ha, ha, ha.
E, nu chiar așa. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc. Azi la ora de chimie, Gică n-a știut din nou. Și atunci cu a mea cutie l-am surprins, rămas tablo. M-am pozat la circ odată, lângă cușca unui leu. Și a ieșit cam tremurată, poza tremura, nu eu sunt bizvărat. E, nu chiar așa. Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc. Nu chiar așa. Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc. Poza asta-i cu vaporul pe oceanul înfuriat. Ce păcat să șterge corul, însă eu sunt minunat. Clasa noastră promovată, eu am fotografiat. Poza e puțin mișcată, fiindcă am fost și eu mișcat. Zâmbiți, vă rog. Ha, ha, ha. E, nu chiar așa. Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați. Așa. Vă mulțumesc. Zâmbiți, vă rog. Ha, ha, ha. E, nu chiar așa. Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc. Ce cutie fermecată mi-a adus tătic în dar. Un portret vă fac pe dată, să vi-l puneți în chenar. Vreți o poză mică, mare, eu vă prind într-un clișeu. În picioare, buscălare, țac, vă fac instantaneu. Zâmbiți, vă rog. E, nu chiar așa. Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc. Azi la ora de chimie, Gică n-a știut din nou. Și atunci cu a mea cutie l-am surprins, rămas tablo. M-am pozat la circ odată, lângă cușca unui leu. Și a ieșit cam tremurată, poza tremura, nu eu sunt bizvărat. Ha, ha, ha. E, nu chiar așa. Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați. Vă mulțumesc! Zâmbiți, vă rog! Ha, ha, ha. E, nu chiar așa! Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați! Vă mulțumesc! Poza asta-i cu vaporul pe oceanul înfuriat. Ce păcat să șterge corul, însă eu sunt minunat. Clasa noastră promovată, eu am fotografiat. Poza e puțin mișcată, fiindcă am fost și eu mișcat. Zâmbiți, vă rog! Ha, ha, ha. E, nu chiar așa. Ha, ha, ha. Nu mișcați, nu mișcați, așa? Vă mulțumesc! Noi suntem pitici, pitici volici, pitici voloși, cu scufițe roșii. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Mergem la pădure, după fraci mure, după păsărele, să zburăm ca ele. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Mergem pe cărare, în pădurea mare, după ciuperbuțe și după frăguțe. Mergem la pădure, după fraci mure, după păsărele, să zburăm ca ele. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Mergem pe cărare, în pădurea mare, după ciuperbuțe și după frăguțe. După ciuperbuțe și după frăguțe. Ha-ha-ha și hi-hi-hi, sub pe 10 jucării, dar se joacă zi de zi. Nici păpuși, mașini, soldați, roșii, galbeni sau pătați, se adună aici grămadă, toată lumea ca să-i vadă, toată lumea ca să-i vadă. Ce vă tot mirați, de parcă nu aș ști, că există fel și fel de jucării, iar învățătura
sigur asta este, că și jucăriile vin dintr-o poveste. Thank you.